Nicol, te salut, candidez cu mare succes la Mămica anului 2021. Mulțumesc, eu zic că da. Cum e, cum va fi, ce experiențe ai, cu ce te poți la... Experiență nu am, pot să zic că o să ne bucurăm împreună de ceva nou, atât eu cât și iubitul meu. Și da, suntem foarte fericiți, abia o așteptăm să o vedem și să ne bucurăm de ea pe deplin. Se va numi parcă Anastasia? Da, Anastasia. Am visat acest nume și am considerat că cumva a fost un semn de la Dumnezeu. Nu știam încă sexul bebelușului și cumva atunci când am avut acel vis, am zis clar că atunci când o să aflu dacă va fi fetiță, mi-aș dori să o cheme Anastasia și mi se pare așa că a fost un semn și mi-a și plăcut numele, trebuie să recunosc, îmi place foarte mult numele. Când erai mai mică, la rândul tău, te gândeai că vei deveni mamă de fetiță? Sau preferai un băiat? Nu, mai ales fiind primul copil, chiar n-am avut nicio preferință în asta. Ziceam eu că ar fi fost mai bine să fie băiat, ca să fie mai mare, să aibă grijă de fetiță. Dar și așa m-am bucurat extraordinar de tare, pentru că, nu știu, fetițele cred că sunt mult mai atașate în general și de tați și de mame, sunt mai drăgostoase un pic. Ce o să urmeze? Că vorbeai de un băiat care să aibă grijă de fetiță? După Anastasia, clar, o să ne bucurăm de o mică pauză, o să creștem cât de frumos putem noi și o să continuăm cu tot ce înseamnă cariera muzicală, Florin pe partea lui pe domeniul lui și o să fim active, adică suntem niște părinți activi, vrem să fim și alături de fetița noastră, să nu pierdem niciun moment, dar să avem un echilibru între cele două. Cei mai mulți dintre tinerii părinți își pregătesc cu atenție camera, pătuțul, jucăriile. Cum e la voi? La noi nu avem o cameră specială încă pentru bebe. O să doarmă cu noi în prima parte, nu știu, primele luni. Vedem până ne acomodăm și ulterior când ne vom muta probabil la o casă mai mare, atunci o să-i facem și camera ei. Dar oricum, în primii ani de viață eu zic că cel mai mult o să doarmă cu noi, deci n-ar avea nevoie de o cameră specială. Te gândești deja la primele ei zile de naștere, cum le veți marca, cum le veți sărbători? Clar, îmi doresc să fie bucur sărbătoare și să vină foarte multă lume să o sărbătorim, pentru că este copilul nostru, îl iubim deja și vrem să-i oferim cei mai buni. Cam în jurul cărei date Anastasia ar trebui să-și facă simțită prezent? În mod normal, de la doctorul nostru ne-a fost transmisă data de 9 decembrie. Acum știm și noi că poate să fie cu plus sau cu minus, dar cred că o să vină fix atunci când este momentul și când crede că e pregătită să ne întâmpine. Și ce relație o să aibă cu stelele, cu horoscopul, cu toate poveștile astea? O să fie săgetătoare așa cum mi-am dorit și cu siguranță o să ne săgetăm așa una pe cealaltă. Tu cum ai fost ca și copil? Unul foarte ascultător sau din contră? Mama mi-a spus că își dorește din inimă să fie și Anastasia la fel ca mine, pentru că am fost un copil care am ascultat-o și un copil bun. Adică mi-a zis din start că îmi doresc să fie fix ca tine, dacă se poate. Și eu zic că na, mă bucur să aud asta de la mama, bineînțeles. Am fost năzdrăvană, dar în limita vârstei. Și cred că în rest am ascultat-o de fiecare dată și asta mi-aș dori să facă și Anastasia, să mă asculte și să țină cont de sfatul meu. Orice sarcină vine și cu povești de-astea mai neplăcute, grețuri, dimineața să pleacă mai greu, cum e la tine? A fost o perioadă de oboseală mai mult în primele 3 luni, ulterior cred că m-am acomodat foarte bine cu burtica și chiar pot să zic că m-am bucurat de o sarcină poate prea normală pentru unele mămici care au avut o experiență poate mai puțin plăcută și da, sunt norocoasă, chiar sunt norocoasă să o am și să mă bucur atât de tare de ea în fiecare zi în burtică, pentru că știu sigur că o să-mi fie dor la un moment dat să fie în burtică. Mi-au povestit multe mămici cum efectiv își mai doresc să mai simtă o dată, dar cele care își doresc ar trebui să mai facă, asta clar. Ce rol o să aibă bunica sau bunicile? O să fie prezentă la fel de mult ca și noi, pentru că ea o să mă ajute foarte mult în această perioadă, dar, bineînțeles,
în limita în care nu vom putea, vom putea noi. Cu cine crezi că o să semene? Cu tine sau cu tata? Eu îmi doresc să ia cei mai buni de la fiecare și cu asta cred că am spus tot.